Platou, domnule Prigoană, vă rog. Problema românilor din Italia nu este de ieri de astăzi. Nu avem nicio problemă. Dar ce avem? Nu avem nicio. Europenii au problemă. Noi nu avem niciuna. Probabil că sunt cetățeni europeni. Sunt cetățeni europeni, sunt cetățeni români. Poliția din Italia trebuia după 3 luni de zile, conform normelor europene, să-i întrebe pe niște cetățeni români. Mă, voi ce căutați aici? Lasă de 10 ani acolo. Problema a luat-o rasna de foarte mult, nu de săptămâna trecută. Dar că cu România atacați în Italia, avem probleme, cu România atacați în Italia, doi au fost omorâți, o fetiță a încercat să se sinucidă aruncându-se de la etajul 1 al școlii în care împăța. A lăsat un bilet de adio pe bancă, spunând că nu mai poate să învețe în acel mediu, pentru că era privită oarecum. Sunt cazuri izolate, doamnă. Aici e vorba de educație. Oamenii din România, cetățenii români care au ajuns într-o țară străină, așa au fost educați de educatorii lor. Ministerul Învățământului așa s-a ocupat de ei, așa i-a educat pe bani public. Nu întreabă nimeni, mă, dar profesorii lor, cine sunt, ce e educat? Aici e chestie de educație. Așa sunt educați cetățenii români să se comporte în străinătate. Aici e vorba de 17 ani de neplata imaginii României în lume. Imaginea unei țări pe planetă se face cu bani de la Ministerul de Externe. Un leu nu se dă și dacă se dă, se dă pe o carte fascinanta și al dracu României care stă și aia în ceva sertare, că n-a văzut nici dracu. Ca să creeze tot ce s-a întâmplat, imaginea României în lume până în momentul de față a fost creat din sudoarea frunții unor sportivi, oameni de cultură, pictori, pe puterile lor, fără să fie subvenționați de statul român. Și acum culegem roadele educației care a dat-o profesorii, care a învățat matematici superioare și nu i-a învățat cum să se comporte. Așa au învățat. Dar noi am învățat în cetățenii noștri. Nu ține și de cei 7 ani de acasă, domnule Nițan? Păi cam pe la 2 ani pleacă la grădiniță, la creșe. Asta cu șapte